S-a planificat înmormântarea regelui Charles al III-lea. Cel care s-a ocupat de funeraliile reginei Elisabeta va face totul. Deja se fac planuri pentru înmormântarea regelui Charles al III-lea. Evenimentul va fi organizat de către același om care s-a ocupat și de funerariile reginei Elisabeta a doua. Locotenent colonelul Andoni Mather a început să plănuiască în mormântarea reginei Elisabeta a doua încă din 1999, când aceasta avea deja peste 70 de ani. Operațiunea a fost denumită London Bridge, iar detaliile au fost ținute secrete până acum. Mather a vorbit pentru prima dată despre efortul și detaliile cu care a fost pus la punct întregul eveniment. Acesta a condus o echipă de peste 300 de oameni se întâlnea o dată pe an pentru a revizui planurile și pentru a se coordona cu angajații reședințelor regale. În cadrul pregătirilor s-a creat o replică a sălii Westminster în interiorul unui hangar de avioane și a unui vagon de tren special iluminat, cu ferestre din sticlă. Pentru a permite celor îndoliați să vadă sicriul în timp ce vagonul călătorea din Edinburgh spre Londra vagonul de tren nu a fost însă folosit, deoarece s-a stabilit că ar cauza prea multe întreruperi în rețeaua națională. Totul a fost plănuit până în cel mai mic detaliu. Pentru a testa cât de rezistente sunt covoarele din Westminster Hall, un bărbat s-a plimbat de-a lungul lor de 100 de ori în timp ce purta cizme cu tocuri din oțel locotenent colonel Madder a lucrat cu ducele de Norfolk care, în calitate de al marșal, este responsabil cu supravegherea oficială a funeraliilor și în încoronărilor regale. Totuși, Madder a fost cel care a întocmit planurile pentru eveniment. Acesta a relatat că prima versiune pentru planul funeraliilor avea 15 pagini, iar ultima copie din 2017 avea aproximativ 2 cm și jumătate grosime. În ultimii ani, am preluat întreaga sală de bal de la Palatul Buckingham. Am făcut totul printr-o prezentare PowerPoint. Oamenii au jurat să păstreze secretul, nu au discutat despre asta, în afară de acei oameni care aveau nevoie să știe, a spus Mather.